Vreau să prezint raportul de activitate a Direcției Sănătate Publice a Maramureș pe anul 2018. Direcția de Sănătate Publică este un serviciu public de concentrat cu personalitate juridică aflat în subordinea Ministerului Sănătății, reprezentând Autoritatea de Sănătate Publică la nivelul județului Maramureș, care realizează politicile și programele naționale de sănătate, elaborează programele locale, organizează structurile sanitare, evidențe statistice pe probleme de sănătate, precum și planificarea și derularea investițiilor finanțate la bugetul de stat pe tot ceea ce înseamnă sectorul de sănătate. Ca și structură și organigramă avem aprobat un număr de 82 de posturi, din care 31 de posturi de funcționari publici, 4 funcții publice de conducere, 51 de posturi de personal contractual, din care 3 posturi de conducere. Pe parcursul anului 2018 s-au vacantat 2 posturi, ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensie un post și unul rezultat dintr-o cauză de deces. Obiectivele DSP Maramureș sunt următoarele. Îmbunătățirea stării de sănătate a populației, prin elaborarea raportului stării de sănătate a populației din județul Maramureș, identificarea problemelor de sănătate publică, locale și generale care pot influența întreaga societate și teritoriul României, îmbunătățirea indicatorilor de sănătate, și precum și acțiuni de control în caz de epidemie și supraveghere boli transmisibile sau netransmisibile. Optimizarea serviciilor de sănătate publică cu accept pe servicii de intervenție cu caracter preventiv, în special prin programele naționale de supraveghere, monitorizare și vaccinare. Creșterea gradului de informare, conștientizare și responsabilizarea populației pentru reducerea poverii evitabile de a bolilor prioritare. Susținerea asistenței medicale în județul Maramureș. Sistemul medical din județul Maramureș este structurat în felul următor. Funcționează un număr de 8 spitale publice, pe care cred că le cunoașteți cu toții: Spitalul Județean Dr. Constantin Opriș, Spitalul de Pneumofiziologie Dr. Nicolae Rușdea, Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, Spitalul Municipal Sighetul Marmației, Spitalul Orășenesc Vișeul de Sus, Spitalul de Psihiatrie Capnic, Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș și Spitalul de Recuperare Borșa, care se află în directă subordonare a Ministerului Sănătății, fiind considerat un spital de interes republican. La aceasta se adaugă Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș, Centru de Transfuzii Sanguine Maramureș, precum și 8 unități medicale private cu paturi, în spitalizare continuă și spitalizare de zi. Structurile private sunt Euromedica Hospital Baia Mare, Chei Cosmedica Baia Mare, Fortis Diagnostics Baia Mare, Clinica Someșan Baia Mare, Onco Premium Baia Mare, Centrul Medical Cătălina, Policlinica Sfânta Maria, Centrul Medical MedHelp Șâmcuta Mare, Policlinica Sfântul Ioan, precum și 3 centre de hemodializă privată care se află în județul Maramureș, în municipiul Sighetul Marmației, una dintre acești furnizori, precum și 2 în Baia Mare. Totodată avem și 27 de laboratoare de analize medicale în care sunt acreditate pentru determinarea și analizarea parametrilor sanguini. Asistența medicală primară este asigurată prin 265 de cabinete de medicină de familie sau medicină generală, precum și 11 centre de permanență. Deci aș vrea să spun că în următorii ani va exista cu siguranță o problemă, având în vedere gradul redus de adresabilitate a tinerilor medici pentru medicina de familie. În acest moment, în județul Maramureș, nu avem acoperit câteva localități care să aibă medic de familie să deservească populația imediată prin medicină primară. Se vorba de localitatea Băsești cu localitățile aferente, precum și comuna Bistra, care nu are în acest moment medic de familie. Asistența medicală de specialitate stomatologică este asigurată prin 377 de cabinete de medicină dentară și 235 de cabinete de specialitate și 85 de cabinete de tehnică dentară. Probabil o să vi se pară un număr destul de mare de cabinete de medicină dentară, dar aici, din punct de vedere legislativ, partea de asistență medicală stomatologică a fost foarte bine reglementată prin ceea ce privește partea privată de furnizare de servicii medicale. Totodată, reprezentanții DSP Maramureș, în calitate de membri titulari sau membri suplianți, au participat în cadrul consiliilor de administrație organizate la nivelul tuturor spitalelor publice din județ.
În cadrul acestor consilii de administrație, reprezentanții DSP sunt de multe ori într-o situație destul de neplăcută din punctul de vedere al cuvorumului care îl avem dat în aceste consilii de administrație, având în vedere că de obicei suntem într-un număr de mai puțin de 50%. Și probleme cu care se confruntă, se ridică în spitale, de multe ori gradul de înțelegere sau de conștientizare a problemelor din spitale nu este de multe ori înțeles sau adus la cunoștința organelor de decizie administrativă, speță Consiliul Județean sau primările de care aparțin respectivele spitale. Avem programe pentru instruire în rețeaua primară, în care se încearcă un grad de accesibilitate în egală măsură pentru locuitorii tuturor județelor, pornind de la medicina de familie, prin asistența medicală ambulatorie și până la cea spitalicească. Activitățile din cadrul compartimentului de asistență medicală și programe. În primul rând, aici aș vrea să fac referire la asistența medicală comunitară, cu nevoia din ce în ce mai pregnantă și mai insistentă din partea primăriilor sau administrațiilor publice locale, cu solicitarea de asistenți comunitari pentru a deservi și a veni în întâmpinarea pacienților care, din diferite motive, au un grad inechitabil de acces către servicii medicale. Avem un număr de 41 de asistenți medicali comunitari care desfășoară activitatea în cadrul a 26 de primării din județ, precum și 5 mediatori sanitari. Necesarul ar fi ca cel puțin în toate cele 76 de unități administrative teritoriale să se regăsească cel puțin un asistent medical comunitar. Extinderea rețelei de centre medico-sociale, care să permită degrevarea spitalelor de pacienții cu probleme predominant sociale și nu medicale. Fondurile alocate pentru cele două centre care le avem la Dragomirești și la Târgu Lăpuș acoperă cheltuielile cu necesarul plății salariilor, precum și o parte din activitatea medicală. Pe parcursul anului 2018 au fost câteva mici sincope din punct de vedere al costului per pat alocat, având în vedere creșterile salariale care au existat în cursul anului 2018. Dar până la sfârșitul anului a fost reglementat prin hotărâre de guvern modificarea acestui cost per pat, per an, care venea de la bugetul de stat și ei s-au reglementat această problemă. Suma totală finanțată a fost de 837.000 de lei, din care 621.000 de lei au ajuns la Târgu Lăpuș, Centrul Medico-Social de la Târgu Lăpuș, și 216.000 de lei la Centrul Dragomirești. În județul Maramureș mai funcționează 11 centre de permanență, în localitățile Arieniș, Dragomirești, Copalnic, Mănășturo, Ocnașugatac, Ruscova, Sein, Poinile de Sumunte, Strâmtura, Forcașa, Baia Sprie și Ulmeni. Activitatea acestor centre de permanență este monitorizată lunar, făcându-se atât vizarea pontajului medicilor și asistenților care lucrează în aceste centre de permanență. Și aș vrea să vă spun că în județul Maramureș avem, comparativ cu celelalte județe din țară, un grad de adresabilitate la aceste centre de permanență care am reușit, nu într-o măsură suficient de mare, să degrevăm serviciile de urgență din spital, compartiment de primire urgență, unitate de primire urgență sau camerele de gardă din spitale. Numărul de pacienți care s-au adresat aceste centre de permanență în anul 2018 au fost aproape 40.000 de pacienți. Aș vrea să vă prezint puțin programele naționale care se desfășoară prin cadrul Direcției de Sănătate Publice Maramureș. Avem programul național de vaccinare, programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare, programul de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV și infecțiilor asociate, programul național de monitorizare a factorilor determinați de mediu și de muncă, programul național de evaluare și promovare a stării de sănătate, programul Mama și Copil și programul național de infecții nozocomiale. Alocările bugetare pentru ultimele două programe naționale au fost într-o sumă de 0 lei. Aici am alocat din fondurile proprii, prin stabilirea programelor cu impact
județean din fondurile proprii ale Direcției de Sănătate Publice Maramureș, fondul care să putem acoperi pentru mamă și copil alocările pentru lapte praf. În cadrul Programului Național de Prevenire și Boli Transmisibile, aș vrea să vă prezint impactul care a fost pentru bolile care au prevenibile prin vaccinare. În anul 2018 au fost luate în supraveghere 39.310 infecții acute de tract respirator superior, din care 7.160 de pneumonii și 39 de cazuri de gripă. Din aceste cazuri de gripă au fost confirmate clinice 30 de cazuri și 9 cazuri confirmate inclusiv prin analizele de laborator. În sezonul 2018-2019, în urma cartografierii care s-a făcut la nivelul județului Maramureș, a fost nevoie de un număr de doze stabilită de către medicii de familie de aproximativ 54.000 de doze și a fost alocat de la Ministerul Sănătății un număr de 38.380 de doze. Toate aceste doze au fost distribuite medicilor de familie care în proporție de 100% au realizat această vaccinare la populația eligibilă, grupele eligibile fiind persoanele vârstnice, cu tare asociate, comorbidități, copii, nou-născuți, gravide și personalul medical sau din serviciile de urgență care desfășoară activitatea 24 de ore din 24 de ore. Am avut 7 cazuri de rujeolă confirmate, atât clinic cât și paraclinic, cu confirmare serologică la nivelul Institutului Național Cantacuzino. Din fericire, în județul Maramureș, printr-o urmărire constantă a ceea ce înseamnă colegii mei din cadrul compartimentului de supraveghere și epidemiologie a vaccinărilor și a grupelor de vaccinare și administrării vaccinărilor care se face lunar, am reușit să nu avem o epidemie, cum s-a întâmplat în alte județe din țară. A fost o foarte bună colaborare în acest sens, în primul rând cu Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, cât și cu Direcția de Asistență Socială, în primul rând din cadrul Primăriei Baia Mare, pentru că aici am avut cazurile care au fost cele mai elocvente, având în vedere grupele populaționale defavorizate din zonele limitrofe Băii Mari, și totodată datorită acestui tranzit continuu care se realizează cu populația de etnie romă, pe care foarte greu, cei de la Primăria Baia Mare cunosc foarte bine, chiar săptămâna trecută am avut acțiuni cu dânsii și acum 2 săptămâni, nu îi putem identifica pur și simplu de a vaccina, inclusiv în focar. Fug, se ascundă și ascund copiii, nu reușim să vaccinăm, este o situație care în acest moment am reușit să o ținem sub control, dar nu știu ce se va întâmpla dacă va mai lua amploare, dacă vor veni din județele în care este declarată epidemie de rujeolă. Maladiile cu transmitere sexuală. La nivelul județului Maramureș, în 2018, au fost luate în evidență 15 cazuri noi de infecție HIV-SIDA, care a beneficiat de tratament și supraveghere medicală prin tratament antiretroviral cu evoluție favorabilă. A fost în supraveghere 2 cazuri de sifilis secundar, precum și 2 cazuri de sifilis latent tardiv. Hepatite virale. Am avut 4 focare de hepatită virală acută cu transmitere din focare familiale de fiecare dată, la fel la grupele de familie de etnie romă. Hepatită virală B. Au fost 3 cazuri confirmate. Boli cu transmitere respiratorie. Am avut 2 cazuri de scarlatină confirmate, care au fost în comunitate din Sighetul Marmației. Cazurile acestea au fost confirmate prin analiză serologică și de laborator. Boli cu transmitere prin aliment, apă sau mediu. În 2018 au fost luate în supraveghere 5 focare de toxinfecție alimentară confirmate, un focar de toxinfecție alimentară cu 24 de cazuri, care au fost participante la un botez la un restaurant în Baia Mare. Respectiv, restaurant a avut autorizația suspendată și activitatea pe o perioadă până când și-a reglementat toate condițiile igienico-sanitare, cât și de personal, la toate cele 3 analize succesive care au trebuit făcute pe o perioadă de 3 luni de zile. Măsurile în focar au fost
stabilită de către compartimentul de supraveghere și control boli transmisibile, cu comunicare atât către Institutul Național de Sănătate Publică, cât și către Centrul Regional de Sănătate Publică și totodată într-o colaborare foarte bună cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș, cu care de fiecare dată avem stabilit și în baza protocolului între cele două autorități publice, activitățile sunt foarte bine reglementate. Boala diareică acută am avut 1089 de cazuri, din care 319 au fost internate. Zoonoze. Aici aș vrea să fac referire, pentru că toată lumea se discută în ultima perioadă de boala Lyme. Au fost luate supraveghere 90 de cazuri de boală Lyme, confirmate prin diagnostic de laborator cu serologie pozitivă pentru imunoglobulinele M și au fost raportate totodată conform metodologiei de supraveghere. Activitățile de reglementare sanitară. Au fost efectuate un număr de 207 autorizări, din care cu autorizații sanitare 74, ceea ce reprezintă reautorizări, refuzuri pentru autorizări sanitare, certificări de conformitate, notificări de asistență de specialitate. Aș vrea să vă prezint o situație comparativă la nivelul spitalelor publice din Baia Mare, date în perioada 2014-2018, cu un impact care a fost destul de important din punct de vedere financiar, în primul rând. Cheltuielile per pat, raportat la cele două, toate spitalele publice din județul Maramureș, cheltuielile per pat în 2014 au fost într-o sumă totală de 71.000 de lei, iar în 2018 am avut o cheltuială per pat de 147.000 de lei. Aproximativ cu 100% a crescut cheltuiala per pat, inclusiv dar având în vedere cheltuiala pentru bolnav, dacă luăm strict serviciile medicale care au fost cu viză pentru pacient, per pat s-a cheltuit per bolnav 2.193 de lei, iar în 2014, iar în 2018 4.765 de lei. Deci tot o creștere de 100% a acestor cheltuieli. Cheltuielile pentru spitalizare, la fel, au ajuns în anul 2018 la 626 de lei pe ziua de spitalizare și per bolnav. Aceste cheltuieli nu sunt neapărat materializate în servicii medicale sau terapii noi, cât mai ales costurile care au fost date de creșteri salariale corespondente pentru plata personalului medical. Supravegherea stării de sănătate a copilor și tinerilor prin indicatori de dezvoltare fizică, adaptabilitate, precum și urmărirea factorilor de mediu și viață și activitate. La triajul epidemiologic efectuat la nivelul colectivităților de copii și adolescenți în perioada 15-30-2018, 12 februarie, 23 februarie, precum și 10 septembrie și 24 septembrie, a fost efectuat un triaj epidemiologic la un număr de 135.834 de copii. La admisia și readmisia acestor grupe de copii în unitățile de învățământ au fost depistate un număr de 1.257 de cazuri, din care am avut în primul rând pediculoză 792 de cazuri. Acest lucru reflectă în primul rând admisia sau readmisia copiilor care provin din familii defavorizate sau care au un nivel de conștientizare a igienei corporale destul de deficitare. Acest lucru se reușește împreună cu medicii școlari și cu asistenții școlari să se intervine imediat sau în localități în care nu au acești medici școlari, se intervine prin asistenții comunitari. La monitorizarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor prin examenele medicale de bilanț anual, aș vrea să vă prezint că dintr-un eșantion de 10.896 de copii, repartizat pe sexe, 5.500 de fete și 5.300 de băieți, avem un procent de 21,38% de subiecți cu dezvoltare fizică disarmonică, precum și cu afecțiuni cronice.
Acest lucru reflectă lipsa de activitate sportivă, lipsa de cultură și educație medicală sportivă, de mișcare, de reducerea numărului de ore la de activități sportive sau de educație fizică în școli, în primul rând la nivelul ciclului primar, ca să mai discutăm gimnazial și liceal, care în timp această dezvoltare fizică disarmonică în primul rând se referă la starea de obezitate, la modificări de statură și poziționarea coloanei vertebrale, cât și a diminuării acuității vizuale. Prin compartimentul de promovare de sănătate, care îl avem în cadrul Direcției Sănătate Publice, încercăm, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, pe care această cale mulțumesc, doamnă inspector, intervenim în școli cu acțiuni tematice pe fiecare posibilă patologie asociată acestor dezvoltări disarmonice. Monitorizarea stadiului autorizării unităților de învățământ din rețeaua școlară pentru anul școlar 2018-2019. Din totalul de 416 unități de învățământ, din care 27 de unități particulare, la data de 31 decembrie 2018, autorizația sanitară de funcționare au deținut un număr de 211 unități de învățământ, din care 19 unități de învățământ particular, reprezentând o pondere de 50,72%. Repartizat pe urban, avem un număr de 150 de unități autorizate, rural 239 de unități, unități particulare 27. Din totalul celor 167 de sedii ale unităților de învățământ cu personalitate juridică, dețin autorizație sanitară de funcționare un număr de 97. Aceste lucruri, lipsa autorizațiilor sanitare care trebuie vizate și revizată în fiecare an, se datorează în primul rând și restrângerea anumitor activități din unitățile de învățământ. Își pierd personalitatea juridică, devin o altă personalitate juridică sau sunt asimilate de către alte școli cu număr de copii mai mare și atunci automat autorizația este anulată. Este exact ca și cum am eliberat un certificat de naștere nou. Se înființează o nouă entitate juridică. Și de aici această destul de mare procent de lipsă de autorizații sanitare. Pentru că altfel circuitele și desfășurarea actului educațional în aceste clădiri este conform normelor igienico-sanitare. Supravegherea conținutului radioactiv natural al alimentelor și apei potabile conform recomandărilor Euroatom. Pentru apa potabilă s-au făcut măsuritori radiometrice, precum și determinări a acestor cantități care pot să fie nocive pentru starea de sănătate a populației. Nu au existat depășiri ale acestor valori sau acestor limite impuse, atât în apa potabilă cât și în aer, precum și în depunerile atmosferice. De asemenea, s-au făcut măsurători dozimetrice și la un metru de sol pentru a determina această cantitate de substanțe radioactive posibile care ar putea contamina sănătatea cetățenilor județului Maramureș. Deci aș vrea să vă spun că prin laboratorul de radiații care îl avem în cadrul Direcției Sănătate Publice, putem face determinări pentru foarte multe substanțe radioactive, nu neapărat la nivelul județului Maramureș, și avem contracte cu foarte multe societăți din alte județe sau alte instituții publice din alte județe. Activitatea de inspecție sanitară de stat. Au fost efectuate un număr de 558 de controle la nivelul unităților de învățământ, 1319 controle la categoria de substanțe biocide. Dintre aceste controle au fost efectuate în primul rând la utilizator, tot ceea ce înseamnă furnizori de servicii medicale, spitale, cabinete medicale autorizate, controle inclusiv la producători din județul Maramureș care își desfășoară activitatea și produc asemenea substanțe biocide, care sunt folosite pentru dezinfecție atât a suprafețelor, cât și a instrumentarului medical care se folosește în cabinetele medicale.
Au fost aplicate 95 de sancțiuni contravenționale de tip avertisment și 54 de amenzi în valoare de 60.550 de lei. Au fost aplicate și 3 suspendări temporare de activitate. Suspendarea de activitate s-a făcut pentru rețelele de apă de distribuție în câteva localități din județul Maramureș, care apa nu respecta parametrii de potabilitate. Activitatea financiar-contabilă a Direcției Sănătate Publice s-a încadrat în fondurile publice alocate, fără a avea niciun fel de depășire din punctul de vedere al cheltuirii și a banilor alocați din bugetul atât de venituri și cheltuieli aprobate de Ministerul Sănătății, cât și din fondurile publice. Activitățile legate de veniturile proprii al Ministerului Sănătății din accize pentru tutun și alcool și efectuate la data de 31 decembrie 2018 au fost într-un procent de 100% dintr-o sumă alocată de 35.263.000 de lei. Tot la aceeași dată, de la sfârșitul anului, DSP Maramureș are de încasat creanțe de la clienți în valoare de 100.000 de lei, care se regăsesc 13 primării din județul Maramureș, care nu își achită facturile în ceea ce înseamnă monitorizarea și auditul de apă care îl facem pentru rețelele de distribuție și de furnizare de apă potabilă din localitățile respective. Concluziile pentru anul 2018, pe ansamblu, pe județul Maramureș, ceea ce înseamnă, în primul rând, o creștere substanțială a veniturilor personale care lucrează în acest sistem. Din punctul meu de vedere, aș putea să vă spun că această creștere salarială și modul în care s-a făcut este puțin inechitabilă din punct de vedere al activității și al prestării actului medical în diferite spitale din județ. Nu consider și nu cred că este echitabil și just ca un medic dintr-un spital din Vișeu, Borșa sau Sighet să aibă aceeași remunerație și același statut să-l aibă la fel, nu că este, vorbesc de statut profesional, dar remunerativ cu un medic care lucrează în spitalul județean sau cu un medic care lucrează în instituții din Cluj sau din București sau de unde fie el. Face diferență foarte mult experiența, gradul de complexitate a cazurilor la care se ajunge, iar efectul care ar trebui să fie cu această creștere a alocărilor bugetare, care, din punctul meu de vedere, e foarte bine că s-a făcut această creștere, este, cred că, pentru prima dată de când sunt medici în România, care cineva s-a ocupat să le crească salariile, dar nu se regăsește într-o stare de bine și de sănătate a populației județului Maramureș. Aștept ca într-un viitor cât se poate de apropiat acest lucru să se regăsească și în starea de bine a populației, să fie cât mai mulți pacienți sănătoși, să avem grijă de pacienții sănătoși, nu de pacienții bolnavi sau posibil bolnavi. Vă mulțumesc foarte mult!